Salutare, fraților! Bine ați venit pe canal la un nou episod. După ce Messi o câștiga Cupa Mondială, băieții de la EA Sports au băgat SBC-ul ăsta cu Icon World Cup sau Mid Icon 88 plus duminica pe neașteptate. Cerințele nu sunt chiar așa de rele. Două squaduri, unul de 85, unul de 87. Footbin-ul dă undeva pe la 250.000. Primul squad de 85 l-am făcut doar cu resurse untradeable și la al doilea squad deja am avut nevoie să cumpăr câțiva jucători. Un Ruben Diaz, un Toni Kroos, un Keylor Navas, un Donnarumma, patru jucători cumpărați. Jucători buni acolo, Icon, Mid și World Cup, 88+. Nu m-am uitat până acum pe YouTube, pe TikTok, habar n-am cum e pachetul ăsta, dacă drop rate-ul e bun, dacă drop rate-ul e rău, da? Vedem împreună pachetul 88 plus, Mid or FIFA World Cup Icon Upgrade. Doamne ajută, dar înainte să deschidem pachetul ăsta, mai avem încă un pachet acolo, un store de 25.000, care cred că se merită, da? Rămâne de văzut. Vedem acum, pachetul 25.000. Conține 20 de jucători rari, dintre care e garantat 1.84 plus 25.000 de coins. Bă, de obicei eu nu prea deschid pachete cu coins, dar asta probabil merită. La 25.000, frate, e aproape moca. Am dat în el să vedem, vine o specială, nu vine o specială, vine un knockout, nu vine un knockout, e untradeable, nu e untradeable pachetul, nici nu m-am uitat. Portugalia, center back, oh, Ruben Dias. 88, frate. Vezi, pachetul e 25.000, l-am luat pe Ruben Dias, care pe market acum e 30.000. Deci, din start, 5.000 profit, să vedem ce mai este în pachet, Ruben Dias și... Oh, Di Maria, Muniain, hai să vezi că nu e rău. Pachetul e untradeable, dar e GG, vi-l recomand și vouă. O să dau un player pick-urile astea cu jucători FIFA World Cup și după aia treci direct în pachetul Icon. Deja facem colecție de pachete acolo pentru Team of the Year. Avem 26 de pachete deja, doar de la Mega Pack în sus. Mega Pack, Rare Player Pack, Jumbo și Ultimate. Până una alta, hai să dăm un pachetul ăsta. Mid Icon or World Cup Icon 88+. Mi ajută. Când a fost pachetul garantat, mi l-a dat pe Voller din World Cup Hero. Cum ar fi și aici un jucător bombă. Nu mai lungim, baftă și mie, baftă și vouă, 1, 2, 3 și eu pleca pachetul, să vedem steagul, să vedem dacă e special, nu e World Cup, e normal, Butragueño măcar, Butragueño, Fernando Torres de 88, Fernando Torres, nu știu cum mai face ăsta pe market, frate, băi, el n-arată rău, așa, 91 pace, 87 shooting, 86 dribbling, dar ce să fac cu el când am atâția atacanți? Ia să vedem cât mai costă așa de curiozitate. Pachetul e 250.000 și Fernando Torres îi... Da, 235-240.000 Fernando Torres undeva pe acolo, hai cu medium. 4-4, ok pe pace, decent pe shooting, foarte bine la poziționare și la finishing, mai puțin bine la shot power. Ok pe dribbling, balance-ul la 81 nu-mi place. 81 stamina e suficientă pentru un atacant. Nu e rău, e același preț ca și SBC-ul. Se putea mai bine, clar, se putea mai rău și mai clar. Până la urmă, mulțumit de pachetul ăsta, Fernando Torres. Fraților, sper să vă dea vouă mai bine. Dacă faceți pachetul, să înscrieți ce ați prins în el. Ca de obicei, dați în butonașele de like și ne vedem data viitoare.